Unul dintre cele mai importante lucruri pentru care și noi cred că suntem aici este schimbarea mentalităților, să zic așa. Multă lume se urnește greu în ceea ce fac pentru că, știu eu, nu găsesc drive-ul ăla și energia din partea altora să facă, să se îndrepte către o direcție și să facă ceva. Cred că prin schimbarea mentalităților, încet, încet, putem să reușim și să ajungem la un progres important și cred că asta, nu știu, e cel mai important în întreg procesul ăsta pe care noi îl desfășurăm aici. Încet, încet să schimbăm mentalități către aceeași direcție și aceeași viziune. Patrimoniul este ceva foarte vast, este și patrimoniul cultural și cred că e foarte bine că implicăm și oamenii în tot procesul ăsta, că la urmă urmei despre asta e vorba. Și atunci, faptul că facem și proiecte de educație non-formală cu copiii, cred că plecând de la bază are un efect pe termenul lung. Să lucrez la MET este un motiv de adevărată mândrie pentru mine. Și spun asta pentru că lucrez alături de o echipă extraordinară cu oameni care mă inspiră în fiecare zi. Împreună facem proiecte care au un impact foarte mare în comunitățile în care noi lucrăm. Sunt foarte recunoscătoare pentru că am avut șansa oferită de conducerea fundației de a face parte din această echipă. Am ajuns aici acum 2 ani și pot să spun că este o adevărată împlinire pentru mine, atât profesional cât și personal. Mă îmbogățesc zilnic cu tot felul de experiențe remarcabile. Simt cu adevărat că pot face ceva concret pentru o schimbare în comunitățile satelor în care lucrăm. O schimbare care este atât de necesară astăzi în comunitățile rurale și vreau să mulțumesc conducerii fundației pentru această șansă extraordinară. MET este în primul rând despre oameni, este despre o muncă titanică, un volum impresionant de proiecte, de un ritm foarte alert. Dar mai presus de toate astea este MET, este despre dorința de a face lucrurile să se întâmple și pot vedea asta zi de zi aici la fundație. Îmi place foarte mult la Mihai Mescu Trust faptul că suntem o echipă de caractere, de oameni diferiți, dar ne completăm foarte bine reciproc, urmând același țel, adică dezvoltarea comunităților din satele în care noi ne desfășurăm activitatea. Adevărul este că sunt între cei mai vechi membri ai echipei Mihai Mescu Trust. Am început să lucrez împreună cu fundația încă din anul 2006, dar efectiv în cadrul acestei echipe lucrez aproximativ din anul 2009. Am început la Măl, în Craf. Eu și sunt un localic din satul Mângra. Am început acel proiect de restaurare a conacului Apafi și pe urmă am ajuns să lucrez în echipa Mihai Mescu Trust și unul dintre proiectele dragi și importante pentru mine a fost restaurarea bisericii fortificate de la Alma Vie. Eu împlinesc anul acesta 10 ani de când lucrez la Fundația Mihai Mescu Trust. Și mă bucur că am făcut acea schimbare în 2010, când după 9 ani de lucrat în sectorul public la Primăria Sighișoara, am început să lucrez aici la fundație. Am început să lucrez cu oamenii mai îndeaproape, am început să scriu proiecte și să implementez proiecte. Și sunt foarte fericită că fac parte din această echipă. Suntem o echipă mică în comparație cu proiectele și area de desfășurare a activității MET. Am o satisfacție că ceea ce fac contribuie la bunăstarea unor comunități, a unor oameni care, fără proiectele noastre, poate ar fi
mai dezavantajați și din punct de vedere cultural. Cred că Almavie este un sat în care am lucrat foarte mult, dar îmi doresc să lucrez la fel de mult în Archita. Archita este satul meu preferat, deși acolo comunitatea este puțin diferită față de comunitatea din Almavie, unde am avut șansa să lucrăm mai mult împreună. O să termin munca mea la MET acum și o să am timp să fac același lucru și pentru Archita și pentru oamenii care locuiesc în acel sat. Lucrez la MET de un an jumate. Am fost plecată în Marea Britanie pentru 7 ani și mi-am dorit să revin acasă în România pentru a aduce o schimbare în comunitățile din țară, iar Mihai Eminescu Trust mi-a oferit această șansă. Mihai Eminescu Trust înseamnă libertate, creație și mai ales șansa de a dărui o viață nouă unei bucăți din istorie și, în final, comunității. Echipa din care fac parte face o diferență foarte mare pentru mine, pentru că sunt înconjurată de oameni deosebiți, determinați, talentați. Dacă te uiți în jur, avem un birou foarte frumos și mai ales vara, trebuie să zic că e foarte frumos să lucrezi pe Prispa.